plecam la mare. Și eu de obicei pe vremea aia, acum m-am lăsat de băutură ca să mă înțeles pe mine, pe vremea erau damigene alea de sticlă în rafie, căcatul ce morții mă era. Și am plecat la mare. Tot mă opream și tot beam și curgea vinul pe mine în continuu. Și zic, mă, ce trebuie să fac aici? Direct din damigeană? Vărsam, înclinam damigeana spre mine. Am oprit la o farmacie, am luat un furtun de clismă, l-am băgat în zonă și nu cred. Da, tome, pe cum? Am... Da. La sorbozia am oprit capul, aveam un număr de la și am zis, vă e rău? A, de asta te-a oprit. Da, mi-am văzut cu furtunul în gură, de clismă, ce-o zis, am bol la volan, are perfuzie, are, înțelegi? Și tu bei prin furtun. Aveam furtunul în damigeană și în gură. Că era prea grea, știi? Și el avea furtun. Păi vărsam ăla de 50 de după mine și mă udam tot, înțelegi? Și mă oprește, vă e rău și nu. Dar zicea, băi, ți-la, uite, domne, am damigeană în spate, vărs pe mine. Uite, domne, de ce, că vărs pe mine. Poți să schimb, uite, merg, așa. Domne, sunteți nebun? Da, și-a plecat. N-aș știu cine ești. Nu! Văd, vine vinul pe mine, așa pot să conduc, pot să merg, pot să atent la drum. Sunt atent la drum, am furtun direct de clismă. Da, de clismă, da.